Frate Rick, te rugăm și Domnul să se binecuvânteze serviciul tău. And bring you the love and greetings once again from my wife, Sister Ruth, and from the brethren in Oakland County. Frate Eliazar, și aduc salutările mele de la soția mea și adunarea în care fac parte. Este o bucurie pentru noi să știm că frații din Kampala și de pretutindeni din Africa și din Europa pot să se întâlnească și să ne întâlnim și să avem binecuvântările părtășiei spirituale și să luăm în considerare cuvântul lui Dumnezeu care vorbește despre adevărul prezent, care ne-a adus împreună, unul cu altul. Soția mea și eu gândit la prezența și convențiile care le avem prin Zoom. Am vorbit despre aceste binecuvântări și în trecut frații, doar câțiva frați puteau să-și permită să călătorească și își permiteau să aibă timp liber de la lucru ca să meargă sau care poate erau în pensie și asta era un lux să poți să călătorești în altă țară, să poți să te întâlnești cu frații. Dar cu Zoom, Domnul ne-a permis, a permis ca tuturor să poată să se întâlnească cu frații, cu ceilalți. Pentru un cost foarte mic. Și am reflectat cum Domnul a permis cum Domnul a văzut că și lucrul ăsta de a merge de acasă, cum era în trecut, călătoria asta a fost eliminată. Acum, cu un cost mic, putem să ne întâlnim unul cu alții. Și asta e într-adevăr, o binecuvântare remarcabilă, cum Tatăl Ceresc ne-a binecuvântat. Și la subiectul nostru, cum demonstrează adevărul prezent caracterul lui Dumnezeu, am învățat că simplul fapt că cineva are o Biblie și o citește nu înseamnă că și poate să ajungă la avea idei corecte despre caracterul lui Dumnezeu. Câte milioane de creștini inteligenți cred că Dumnezeu va chinui veșnic cu dureri nesfârșite și suferințe inexprimabile miliarde de oameni pe care Dumnezeu însuși i-a creat. De fapt, probabil că cei mai mulți dintre creștini cred asta. Și câți creștini cred în mod eronat că Dumnezeu trebuie să-i tortureze veșnic pe cei voiți neascultători, deoarece El a creat toți oamenii cu un suflet nemuritor, care nu poate fi distrus. Din nou, majoritatea este cea care crede această eroare. Acum, pentru ultimul meu exemplu. Câți creștini cred că Dumnezeu, Iisus și Duhul Sfânt sunt trei ființe, dar un singur Dumnezeu, toți eterni, puternici și atot știutori. Și da, încă o dată,
majoritatea crede aceasta și este complet confuză cu privire la acest aspect de bază. Iisus explică în mod clar această dilemă în Matei 13 cu 10, 11, 13, 15 și 16. Ucenicii s-au apropiat și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Iisus ne spune că, deși oamenii pot citi Biblia sau pot auzi scripturile, dacă nu sunt în starea corectă de umilință și de inimă pentru a învăța adevărul, ei nu pot înțelege planul lui Dumnezeu. Cei mai mulți oameni vor accepta doar ceea ce le spun preoții, pastorii, conducătorii sau papii lor despre Biblie. Cu toate acestea, a fi în starea corectă a inimii este doar o componentă a ceea ce este necesar pentru a înțelege corect Biblia și, prin urmare, caracterul lui Dumnezeu. Starea potrivită a inimii de smerenie, de a putea fi învățat, trebuie să fie însoțită de o dorință de a-L cunoaște pe Domnul. Dacă această dorință este sinceră, atunci ea va determina o persoană să-și consacreze viața Domnului, ajungând la El prin meritul lui Iisus Hristos. Dacă consacrarea unei persoane este acceptată de Dumnezeu, atunci El o va concepe prin Spiritul Sfânt, o va înfia ca fiu și fică prin Duhul prin Duhul Său cel Sfânt și va primi iluminarea minții, începând să înțeleagă adevăruri spirituale pe care o persoană cu o minte naturală nu le poate înțelege. Cum citim și în 1 Corinteni 2, de la 9 la 16. Mai mult, Domnul ne spune că El va folosi persoane pentru a învăța pe credincioșii Săi. În Efeseni 4, cu 11 și 12 citim. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții ca proroci, care se explice public, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Apostolul Pavel scrie că aceasta este mijlocul prin care Dumnezeu intenționează să-și lumineze copiii. Prin oameni credincioși, care să trăiască cu credință și să învețe pe frații lor principiile adevărului și doctrinele adevărului. În concluzie, trebuie să avem umilința potrivită a inimii și a minții. Trebuie să fim dispuși să acceptăm adevărul, indiferent dacă este sau nu simpatizat de majoritate. Trebuie să fim zeloși, căutându-L pe Dumnezeu, iar când El ne-l arată pe Iisus ca răscumpărător și mijloc de a ne apropia de El, atunci ne consacrăm cu bucurie și din toată inima la împlinirea voii lui Dumnezeu, indiferent de costuri. Și în baza acestora, mintea noastră este luminată și cercetăm scripturile folosind învățătorii pe care Dumnezeu ne-a dat în studiul nostru pentru a dovedi toate lucrările din cuvântul Său. Dumnezeu a ales mai multe moduri de a ne ilustra caracterul Său. Unul dintre ele ne este arătat prin simboluri și se regăsește în marea scenă din sala scaunului de domnie din Apocalipsa 4 cu 6. Până la 8.
În parte citim, în mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Nu pare să existe un mod mai direct de a simboliza faptul că acești patru reprezintă un aspect foarte intim al lui Dumnezeu însuși, în centrul și în jurul tronului. Acești patru cei vii, cum scrie în diaglot, reprezintă cele patru atribute fundamentale ale caracterului lui Dumnezeu. De multe ori în Scriptură, numărul sau măsura de patru sau pătrat demonstrează o trăsătură atot cuprinzătoare a lui Dumnezeu. Tabernacol, Sfânta Sfintelor, era pătrată, altarele erau pătrate și în templul pe care l-a văzut Ezechiel, Sfânta Sfintelor era pătrată. De asemenea, aceasta este demonstrată în creația sa cu cele patru puncte cardinale ale busolei. Dar, la fel ca și busola, ele permit diferite grade de interacțiune, de exemplu, nord-vest, sud-est, etc. Privind atributele lui Dumnezeu, acest lucru ar putea fi demonstrat de înțelepciunea și dragostea sa, care interacționează pentru a produce milă, ca exemplu. Plin de ochi reprezintă modul în care cele patru atribute ale caracterului Dumnezeu lucrează cu înțelepciune în desfășurarea planului său de veacuri. El știe atât ceea ce urmează, dar înțelege și consecințele pe care acțiunile sale le vor lăsa în urmă. În versetul 7, citim, cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. În general, este recunoscut faptul că aceste patru animale sau trăsături ale unui animal reprezintă simbolic un anumit atribut, ca un leu. Acest animal simbolizează dreptatea lui Dumnezeu. În următorul verset citim că dreptatea sau judecata sunt cele pe care se bazează tronul lui Dumnezeu. Psalmii 89 cu 14. Citim, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Iar în marea sală a tronului regelui Solomon, citim că au fost folosiți lei pe cele șase trepte mari care urcau spre platforma de sus, unde se afla tronul său. Așadar, se pare că cei 12 lei, și dacă includem și platforma de sus, șapte de fiecare parte, sunt 14 în total, ar putea reprezenta faptul că dreptatea este baza tronului regelui Solomon, atunci când acesta încă avea înțelepciunea dăruită de Dumnezeu. Vedem în 1 Împărați 10 cu 9 și 18 până la 20. Întorcându-ne în Apocalipsa, ca un vițel, în Ezechiel 1 cu 10, acest atribut este reprezentat printr-un bou. Vițelul sau boul simbolizează puterea. În templul pe care Solomon l-a construit după instrucțiunile lui Dumnezeu, în curte, o mare de metal turnat a fost așezată pe spatele a 12 boi mari, câte trei orientați spre cele patru puncte cardinale ale busolei. Datorită capacităților binecunoscute de a suporta o greutate atât de mare, și de a munci trăgând plugurile, așa cum citim despre Elisei, au fost folosiți pentru a descrie puterea lor. 1 Împărați 7, 24 și 25. Să privim și la următorul verset, Proverbele 14, 4. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roade. Și întorcându-ne în Apocalipsa, avea un chip de om.
Aceasta reprezintă iubirea lui Dumnezeu. Așa cum omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu pentru a putea raționa și a iubi, astfel fața umană poate exprima cel mai bine iubirea. Fața umană poate exprima iubirea atât cu ochii, cât și cu gura, mai mult decât oricare altă creație pământească. A patra făptură vie, ca un vultur care zboară. Aceasta denotă înțelepciunea. Care zboară, arată un punct de observație ridicat pentru a spori viziunea de lungă distanță a vulturului. Aceasta sugerează capacitatea lui Dumnezeu de a cunoaște sfârșitul sau rezultatul de la început. El știe foarte bine cum vor funcționa în practică toate diferitele principii ale condițiilor fizice și spirituale, chiar și pe o perioadă îndelungată de timp. El nu trebuie niciodată să schimbe cursul pentru a încerca să compenseze o aparentă problemă sau o surpriză care ar putea răsturna sau tulbura cursul său de acțiune prestabilit, deoarece totul a fost deja luat în considerare. După cum spun unii, el și-a petrecut eternitatea trecută planificând eternitatea viitoare. Zborul indică și mișcare. Înțelepciunea sa este mereu activă în mișcarea înainte a planului său de veacuri. De asemenea, faptul de a fi înălțat în zbor ne aduce în minte Scriptura care spune că gândurile lui sunt mai înalte decât ale omului. În versetul 8, Apocalipsa 4:8, citim, fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Fiecare dintre ele avea câte șase aripi. 6 ori 4 ne dă 24 în total, 24 de aripi. Aripile sunt întotdeauna în perechi pentru a se echilibra una pe alta, așa cum este și ilustrat în Scriptura. De exemplu, în Apocalipsa 12:14. Și citim, și cele două aripi ale vulturului, celui mare, au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Ni s-a arătat că Vechiul și Noul Testament lucrează în armonie unul cu celălalt pentru a susține și sprijini elementul pur al bisericii în timpul celor 1260 de ani lungi de persecuție papală. Cu toate acestea, este vorba de trei perechi de aripi. Putem împărți cărțile Vechiului Testament în trei părți. Istoria, de la Geneza până la Estera, cărțile poetice, de la Iov până la Cântarea Cântărilor, și apoi profeții, de la Isaia până la Maleahi. În Noul Testament putem găsi o împărțire similară în trei părți. Istoria lui Isus și a Bisericii primare, de la Matei până la Faptele Apostolilor, apoi scrierile apostolilor, urmate de Apocalipsa, o carte în mare parte profetică. Cele două se echilibrează în zbor. Instrucțiunile, lecțiile și încurajările, atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Apoi simbolul, plină cu ochi de jur împrejur, înseamnă cuvântul complet al lui Dumnezeu, aripile, care demonstrează cele patru atribute fundamentale ale caracterului lui Dumnezeu, sunt pline de înțelepciunea sa. Mai departe citim, zi și noapte ziceau fără încetare. Instrucțiunile sale, încurajările sale, ne sunt mereu disponibile în cuvântul său. De asemenea,
Planul său de veacuri este în continuă mișcare înainte de neoprit. Și spun, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel Atotputernic. Asemenea celor trei perechi de aripi, cele trei părți ale Vechiului și Noului Testament îl laudă și îl slăvesc pe Marele Autor, demonstrând planul său divin, atotcuprinzător al veacurilor. În 1 Ioan 4,8 ni se spune direct că Dumnezeu este dragoste. De fapt, am putea spune că Dumnezeu este personificarea iubirii. În Scriptură, dragostea este folosită pentru a exprima întregul complet al perfecțiunilor lui Dumnezeu. Iubirea este marele principiu care reprezintă deplin caracterul divin. Iubirea agape, iubirea lipsită de egoism, iubirea bazată pe principii, este descrisă de Apostolul Pavel în capitolul 13 din 1 Corinteni, prin expresii foarte scurte și directe despre cum se va comporta iubirea. Dar în Galateni 5:22 ne spune care sunt roadele Spiritului Sfânt. Spiritul asemănării cu Dumnezeu. Care sunt dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Iisus, care a reprezentat cel mai bine ceea ce ar fi fost Dumnezeu, dacă ar fi putut veni în corp uman perfect, a exemplificat toate aceste roade ale Spiritului, toate aceste trăsături de caracter. Dar un aspect important pe care trebuie să-l observăm este că în capitolul 13 din 1 Corinteni și aici în Galateni 5, cu enumerarea roadelor Spiritului, toate acestea sunt aspecte sau descrieri ale atributului conducător al lui Dumnezeu, iubirea. Aceasta este ceea ce putem reflecta cel mai bine și deveni creștini iubitori. Trebuie să fim mai întâi drepți, să fim corecți și cinstiți și să ne clădim dragostea agape pe aceasta. Dar nu vom avea niciodată puterea sau înțelepciunea așa cum le are Dumnezeu. Doar El este Dumnezeul cel atotputernic. Din veșnicia trecută, înțelepciunea lui Dumnezeu a planificat veșnicia viitoare. Înțelepciunea lui Dumnezeu a fost cea care a determinat cum să armonizeze celelalte atribute ale lui de iubire, dreptate și putere, astfel încât niciunul să nu fie încălcat sau neglijat, ci toate să contribuie la planul său divin al veacurilor, pentru toate creaturile sale. Chiar dacă am sublinat atributele caracterului său în mai multe moduri din Scripturi, totuși realizarea planului său demonstrează sau ilustrează caracterul lui. Caracterul său este dovedit de ceea ce face el. Îmi dau o listă a doctrinelor care demonstrează atributele lui Dumnezeu. Prima, răscumpărarea. Arată cum înțelepciunea lui Dumnezeu a echilibrat dragostea și dreptatea, permițând ca dragostea sa să ne dăruiască. Vedem în Roman 6:23, 2 Corinteni 9:15. Pe singurul său fiu născut, pentru a fi o mulțumire pentru sentința sa dreaptă de moarte asupra tatălui Adam și a urmașilor săi, pentru ca Dumnezeu să fie drept și să îndreptățească. După cum spune fratele Russell, iată triumful iubirii și al milei, nu printr-un eșec al dreptății sau prin cucerirea ei, ci printr-o satisfacere a dreptății. În a doua parte, voința liberă.
uneori denumită liberul arbitru moral, aceasta înseamnă că Dumnezeu ne-a creat pe noi și pe îngeri cu libertatea de a face alegeri pentru noi înșine. Nu suntem simpli roboți programați pentru un destin în afara deciziilor noastre. Înțelepciunea a știut dinainte că permițând libertatea de alegere, Dumnezeu ar fi cel mai mulțumit dacă creația sa inteligentă ar alege să iubească și să fie ascultătoare de legile sale și de regula de aur. Într-un mod mai puțin evident, puterea sa este demonstrată de faptul că planul său permite anumite perioade de timp în care diferiți membri ai creației sale vor trebui să aleagă în cunoștință de cauză între viața veșnică și uitarea veșnică. Cei concepuți de spirit acum, în timpul veacului evanghelic, și apoi restul omenirii în timpul fazei mijlocitoare a împărăției. Chiar și îngerii vor trebui să iau o decizie veșnică înainte de perioada mijlocitoare. Acest lucru a demonstrat puterea sa prin controlul pe care îl are asupra întinderii diferitelor veacuri. Punctul 3. Permisiunea răului. Înțelepciunea este cu siguranță demonstrată, dar și dreptatea. Cum? Citim în Eclesiast 1:13. Din traducerea Ferrar Fenton. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată un exercițiu, o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Da, permisiunea răului este un exercițiu foarte dificil. Un exercițiu înseamnă a învăța prin acțiuni repetate, mentale sau fizic. Și iarăși în Eclesiast 3:10, citim, am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor pentru a-i dezvolta. Și aici citim că Dumnezeu a rânduit ca omenirea să se dezvolte prin greutățile prin care trece. Uneori, trecând efectiv printr-o dificultate, iar alteori, observând prin ce trec alții. Este drept ca Dumnezeu să permită o educație în ceea ce privește efectele păcatului și ale neascultării, care a avut ca rezultat toate relele, înainte de a-i judeca pentru viața sau moartea veșnică, pe baza ascultării lor, față de legile și față de căile sale. Numărul 4. Punctul 4. Restabilirea tuturor lucrurilor. Aceasta implică toate cele patru atribute. Deoarece Adam și Eva nu aveau nicio experiență în ceea ce privește neascultarea și răul care a rezultat asupra lor și a tuturor urmașilor lor, și deoarece toți urmașii lor au moștenit imperfecțiunile și moartea fără a avea vreo vină, este corect ca Dumnezeu să-și folosească puterea pentru a realiza multele procese care sunt necesare pentru a restabili toate lucrurile, iar dragostea sa este cea care dorește să restabilească ceea ce a fost pierdut în Eden. Punctul 5. Ridicarea morților și posibilitatea învierii. Din nou, putem urmări toate cele patru atribute. Puterea lui Dumnezeu are capacitatea de a-i recrea pe toți cei care au trăit vreodată. Este drept să permită tuturor oamenilor să aibă mai întâi o educație în practica dreptății, urmând ca, după exercițiul lor în timpul permisiunii răului, să aibă parte de o educație care le va permite să realizeze cu succes anastasisul complet, învierea la viața veșnică. Iar iubirea este cea care dorește și mai mult decât dorește, proiectează un plan prin care fiecare individ va avea parte
de cea mai bună asistență pentru a alege viață. The sun has come up here. Soarele a răsărit aici. A șasea doctrină este moartea. Este drept că Dumnezeu, care a dat viață creaturilor sale, ar putea să retragă această viață atunci când acestea ar alege să nu-L asculte. Viața este existența, deci opusul vieții este încetarea existenței. Cu toate acestea, dragostea a oferit prețul de răscumpărare, un drept de viață existent pentru o viață care încetase să existe. Această mulțumire a dreptății Lui îi permite lui Dumnezeu să schimbe condiția morții din a nu exista veșnic într-o perioadă de timp în care nu există, deoarece El îi va ridica sau învia pe toți cei care se află în condiția morții. Aceasta este moartea cea dintâi, adică moartea adamică, care vine asupra lui Adam și a tuturor urmașilor săi. Ea este numită un somn, deoarece va exista o trezire din această stare. Dar există a doua moarte. Dreptatea este demonstrată și prin faptul că toți cei care au avut ocazia de plină de a avea atât experiențe cu răul, cât și o educație în neprihănire, și totuși persistă în a alege să fie neascultători față de legile lui Dumnezeu, vor înceta să existe în cele din urmă pentru totdeauna. Și oricât de ciudat ar părea, dragostea și înțelepciunea se manifestă prin faptul că o astfel de persoană sfidătoare față de legile iubirii neegoiste este de fapt o persoană extrem de nefericită, neîmplinită și nu ar fi niciodată mulțumită să trăiască în împărăția lui Dumnezeu. Mai bine ar fi ca ea să înceteze să mai existe. Starea de muritor și nemurirea. Înțelepciunea și dreptatea au hotărât ca Dumnezeu să creeze toate creaturile sale ca ființe muritoare. Muritor înseamnă să ai viață, să existi, dar viața trebuie să fie menținută. Este un drept la viață care poate fi luat de cel care îl dăruiește, Dumnezeu, Creatorul nostru, dacă legile sale nu sunt respectate. Acest lucru este în armonie perfectă cu ceea ce tocmai am explicat în analiza anterioară despre moartea adamică și moartea a doua. Nemurirea înseamnă a avea viață în sine, a exista de la sine, a nu putea muri. Numai Dumnezeu avea această formă de viață, viața divină, care este nemuritoare. Cu toate acestea, El a oferit-o ca răsplată pentru o mare credincioșie celor care se sacrifică pe sine potrivit cu chemarea pe care a făcut-o fiecăruia. Acest lucru a început mai întâi cu Isus, care s-a golit de bunăvoie, de viața spirituală pentru a deveni un om perfect. Pentru a jertfi această viață ca preț de răscumpărare, dar a fost conceput de spirit la o viață sau drept de creatură nouă, adică la natură divină, iar la încheierea cu credincioșie a legământului său de jertfă, a fost ridicat din moarte la nemurire, la viața în sine. La fel este și cu membrii trupului său, biserica celor 144.000. Dacă urmăm cu credincioșie în urmele lui Isus, avem privilegiul de a fi înviați la o viață nemuritoare și de a deveni parte din marea familie divină a lui Dumnezeu, cum vedem în Apocalipsa 14, de la 1 la 5. Doctrina numărul 8. Marea mulțime. Iubirea și mila strălucesc în această înțelegere doctrinară. Deși scripturile sunt clare în privința acestui subiect, totuși acesta a fost înțeles în mod potrivit abia în mesajul secerișului. Chiar dacă standardul înalt al lui Dumnezeu este
este de a primi onoarea de a face parte din familia sa divină, așa cum tocmai am vorbit, parte din cei 144.000. Totuși, El s-a îngrijit pentru acele persoane consacrate și concepute de spirit, care din lipsă de zel nu au atins acel nivel de asemănare cu Hristos și care, jertfindu-și speranța moștenirii viitoare cu restul omenirii de pe pământ, ar fi fost pierdut pentru totdeauna dacă Dumnezeu nu ar fi făcut această prevedere pentru ei. Ei vor trece prin necazuri personale și dacă și atunci nu vor fi credincioși, vor fi înviați la o viață spirituală asemănătoare cu cea îngerilor, dar inferioară familiei divine. Doctrina numărul 9. Cele două mântuiri, cele trei căi, cele două faze ale împărăției și marele legământ avramic. Da, vom include aceste patru subiecte scripturale legate între ele, iar împreună ele ilustrează măreția atributelor lui Dumnezeu, care lucrează împreună. Înțelepciunea a știut că în pregătirea răscumpărării și a binecuvântărilor de restabilire pentru toți oamenii, nu ar fi suficient să elibereze doar de pedeapsa cu moartea și să le ofere doar cunoștință, așteptând ca majoritatea să obțină viața veșnică. Mai degrabă, dragostea lui Dumnezeu a vrut ca majoritatea să reușească să învingă obiceiurile păcătoase de gândire și de acțiuni și de acțiune și în cele din urmă să dezvolte caractere solide, întemeiate pe dreptate și dragoste. Pentru a realiza cel mai bine acest lucru, El a hotărât să aibă o mireasă pentru Fiul Său, cei 144.000, biserica, care să fi luptat împotriva obiceiurilor păcătoase din ei înșiși și să învingă influențele lumești în cristalizarea caracterelor lor, cu toate radele spiritului. Aceștia ar fi fost coeducatori cu Isus ca parte a Marelui Mijlocitor, ajutându-i pe oameni pe calea care duce la Sfințenie. Aceste persoane trebuie să fie instruite și încercate în aceleași condiții în care a fost Domnul și capul lor, adică în timpul acestui veac evanghelic, în timpul permisiunii răului. Ca și Isus, aceștia sunt sămânța spirituală a lui Avram, clasa antitipică a lui Isaac. Aceștia sunt cei care părăsesc calea lată care duce la distrugere, moartea adamică, și intră pe partea cea dreaptă, înrolându-se pe calea îngustă a jertfei. Aceasta este prima mântuire, cei care au devenit creaturi noi în Hristos Iisus. După ce acest mare mijlocitor este complet, atunci calea Sfințeniei este disponibilă pentru toți, pentru sămânța pământească a lui Avram, mai întâi pentru poporul evreu și pentru toți cei care doresc să devină izraeliți adevărați. Aceasta este a doua mântuire, care va fi sub administrarea dreaptă a fazei pământești a împărăției. Punctul doctrinar numărul 10. Participarea bisericii la jertfa pentru păcatele Hristos. Încă o dată putem vedea cu ușurință toate cele patru atribute ale lui Dumnezeu în această învățătură. Am văzut mai devreme necesitatea ca marele mijlocitor să fie probat și dezvoltat în mod corespunzător, înainte ca omenirea să aibă ziua judecății, ceea ce demonstrează înțelepciunea lui Dumnezeu. Numai prin puterea lui Dumnezeu, noi, care am primit înnoirea vieții prin Spiritul Său, putem spera să biruim spiritul lumii și să îndurăm persecuțiile și răutățile ca ucenici creștini. Purtarea crucii înseamnă experiențele ce fac parte din jertfa pentru păcat, adică suferința pentru cauza lui Hristos, pentru cauza adevărului. Adesea aceste suferințe vin asupra noastră prin micile pădări de sine,
Dacă nu am avea dragostea lui Dumnezeu, dragostea Tatălui nostru Ceresc, niciunul dintre noi nu ar fi în stare să îndure. Dar așa cum învățătorul nostru a fost făcut desăvârșit sau complet, ca nouă creatură, prin suferințele sale, nu ne putem aștepta la mai puțin, deși majoritatea dintre noi vom experimenta mai puțin, mult mai puțin decât a făcut-o El. Și este atât drept cât și milostiv faptul că Dumnezeu a aranjat ca trupul nostru căzut și imperfect să fie acoperit de haina dreptății lui Hristos. El știe că nu suntem în stare să gândim și să trăim atât de perfect pe cât ne dorim. Cu toate acestea, oferindu-ne haina, El poate să ne privească și să ne judece după intențiile inimii noastre și să accepte eforturile noastre imperfecte. Vreau să fie clar, prețul de răscumpărare este plătit de Iisus singur și nu mai este nevoie de nimic altceva. El a dat tot ce era necesar, o viață umană perfectă pentru o viață umană perfectă pierdută din cauza păcatului. Dar jertfa pentru păcat simbolizează toate suferințele, renunțările de sine și luptele prin care trec atât Iisus, capul, cât și noi, membrii trupului său, în viața noastră consacrată. Iar omenirea trebuie să aștepte până la finalizarea acesteia, să aștepte descoperirea fiilor lui Dumnezeu pentru a primi beneficiul prețului de răscumpărare al lui Iisus. Concluzia. Planul divin al lui Dumnezeu, din toate timpurile, este cel care demonstrează sau dovedește caracterul său minunat, așa cum reiese din cele patru atribute fundamentale: dreptate, iubire, putere și înțelepciune. Fraților, aici se termină notițele mele. Și vreau să las la parte un pic de timp ca să aud și gândurile voastre și întrebările voastre. Și cred că întrebările voastre și sau comentariile voastre despre acest subiect, despre atributele lui Dumnezeu, sunt la fel sau mai importante decât ce am spus eu. Deci, aș prefera să am mai multă interacțiune cu voi. Și asta fiind spuse, o să lăsăm celui care conduce să să putem să începem această interacțiune și ar trebui să ținem minte ca toți, eu inclusiv, să vorbim mai rar ca traducătorii să poată traducă, să țină pasul. Ca să asculte în limba diferită și să spună în limba lor. Frate Eliazar? We bless our Father in heaven for the wonderful blessing He has given us through Brother Rick. We also give you thanks for your mulțumim, Frate Rick, pentru că ai împărtășit acest frumos discurs pentru zidirea noastră a tuturor. Mulțumim că ai lăsat timp să avem discuții despre acest subiect minunat, despre caracterul lui Dumnezeu.
Despre aceste patru atribute de caracter al lui Dumnezeu, iubirea, înțelepciune, putere și dreptatea, merg, toate sunt în armonie. Nici una nu-i peste alta. Suntem toți de acord. Toate aceste atribute au lucrat la răscumpărarea omului. Cum a zis fratele Rick, avem acest timp pentru întrebări. Frați, vă rugăm să ridicați mâna care dorește să ne spună ceva. Vă rugăm să ridicați mâna și vă numim. Frate Toșa, te rugăm. Fratele Toșa, Gheorghe. Frații din România cu Lenovo, vă rugăm, închideți microfonul. Vă auzim toți. Te rugăm, frate Ghiță. Brother Toșa, Gheorghe, go ahead. Pace vouă. Change to English. Sunt Toșa Gheorghe din Târgu Mureș, România. Vreau să spun, m-am bucurat foarte mult de această vorbire a fratelui Rick. Mi-am luat notițe și sunt întru totul de acord cu ce a zis. El a spus că, la sfârșit a spus că vrea să afle părerile noastre. Și eu vreau să-i spun că sunt totul de acord și mi-a produs o mare bucurie. Doresc ca Dumnezeu să-l binecuvânteze, ca în continuare să poată vesti adevărul și cuvântul lui Dumnezeu care este viață. Mulțumesc! You have, I'm going to need that question repeated, please. Vreau să comentez aici, frate Eliezar, zici fratele Rick. That was a nice summation. A fost o comentariu, o sumarizare frumoasă, fraților, văzând caracterul lui Dumnezeu și doctrinele, învățăturile sale, știm că învățăturile sale se văd în acest plan al veacurilor, pe măsură ce se duce la îndeplinire. Este... Aș vrea să văd o predică decât să aud o predică. Așa se zice de multe ori. Așa e adevărat. Că faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Deci, pe măsură ce vedem planul lui Dumnezeu desfășurându-se, vedem profețiile timpului, cum se împlinesc. Vedem semnele că trăim în timpul secerișului. În această perioadă de
suprapunerea veacurilor evanghelic și milenar, toate aceste lucruri ne confirmă că învățăturile care explică planul divin al veacurilor sunt corecte și exacte. Noi vedem planul lui Dumnezeu îndeplinindu-se și îl vedem împlinindu-se la timpul potrivit, la timpul său potrivit. La timpul său, pentru el înseamnă timpul potrivit. Și încă un gând, voi și cu mine știm de nou, Vechiul și Noul Testament că ele sunt ilustrate prin aceste două mari aripi ale acestui vultur din Apocalipsa și el demonstrează caracterul lui Dumnezeu. Dar în Psalmul 19 ne spune că oricine care are umilință poate recunoaște chiar în creația lui Dumnezeu că trebuie să existe un creator inteligent. Și Iisus, la fel, în Matei, capitolul 6, ne-a explicat cum Dumnezeu a închis, îmbracă pe crinii câmpului mai frumos decât pe Solomon. El ne explică cum Tatăl știe chiar de pana unei vrăbiuțe care cade pe pământ. Chiar și Iisus a folosit ilustrații din lumea creației, din jurul nostru, pentru a demonstra caracterul de iubire a lui Dumnezeu. Și a spus că Dumnezeu trimite ploaie peste cei buni și peste cei răi. Deci avem și Cartea Naturii și Cartea Bibliei, ambele scrise ca un cuvânt, amândouă pregătite și amândouă aduse la îndeplinire de către Marele nostru Creator. Și ele ambele ilustrează aceste atribute de caracter al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Looks you are muted, Brother Raban. Can move forward. Brother Stefania. Pacui, braterstvo. Iată și pace fraților. Și eu mă bucur că am privilegiul să fiu astăzi cu voi. Și aș spune că pentru prima dată mi-am luat curaj ca să îl întreb ceva pe Fiul. Le-am amintit din Apocalipsa 4 despre cele patru caractere ale lui Dumnezeu ca și niște mesageri ai adevărului prezent. E adevărat? Și eu aș avea întrebarea următoare. Dacă tot capitolul 4 se referă la acest la această învățătură, cum este amintit tronul, Marea de Sticlă, sunt mai multe momente care nu cumva toate acestea sunt niște elemente ale mesajului secetului. Ar putea fratele să-mi răspundă la această întrebare? Că noi, când am studiat Apocalipsa, așa am învățat. Îl rog pe fratele să ne răspundă. Dear sister Stefania. Dragă soră Ștefania, mă bucur, am plăcere să te văd. Mulțumesc pentru întrebarea ta, este foarte bună.
Aceasta este părerea mea umilă. The fourth chapter, capitolul 4 din Apocalipsa este totul despre Dumnezeu, cel atotputernic, Tatăl nostru ceresc, descrierea Lui și cuvântul Lui. Vechiul și Noul Testament este ilustrat în câteva moduri, în mai multe moduri, în acest capitol. Caracterul său, cum am vorbit, este ilustrat în acest capitol, în tot capitolul 4 din Apocalipsa. Foarte repede și pe scurt, fără a putea să iau timpul, tot timpul, ca să dau și dovezi scripturale, dar nu avem timp, dar putem, avem notat, avem scripturi în limba engleză despre tot acest întreg capitol 4 și aș fi foarte bucuros să ți le pot trimite, sunt în limba engleză. Dar pe scurt vreau să spun că noi, care trăim acum, cei concepuți de spirit, suntem invitați să ne ridicăm printr-o ușă care ne este deschisă. Prin faptul că avem mintea spirituală și avem mesajul secerișului în acest timp care ne ajută să înțelegem pe Dumnezeu, planul său și învățăturile sale într-un mod mai complet decât a fost vreodată posibil înainte. Dumnezeu pe tron este ilustrat ca o piatră scumpă, diamant, care radiază, reflectă toată lumina. Aceasta ne arată frumusețea caracterului său. Mai este arătată sau descris printr-o piatră roșie, care arată predominanța iubirii în caracterul său. Mai este și un curcubeu verde în jurul tronului. Acesta reprezintă legămintele lui Dumnezeu. Așa cum Domnul a făcut legământul cu Noe, dar această culoare verzuie reprezintă viața. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu al vieții și El dă legăminte dătătoare de viață, face legăminte. Cei 24 de bătrâni care sunt în fața tronului sunt cele 24 profeții sau profeți din Vechiul Testament care au profețit despre împărăția lui Dumnezeu care vine. Cununele de aur care sunt pe capul lor reprezintă autoritatea divină a acestor profeții. Hainele lor albe reprezintă că ele sunt corecte și adevărate, pentru că sunt date de Dumnezeu. Acolo mai avem fulgere și tunete și glasuri ieșind din tron, din scaunul de domnie. Acestea sunt adevăruri și spirituale și naturale. Acestea fac tunete, controverse, adevărurile care ne înconjoară, iar vocile arată discuțiile, prezentările a diferitor adevăruri care au loc acum. Cele șapte spirite ca șapte lămpi sau candele ne arată pe cei șapte mesageri pe care Dumnezeu i-a dat lui Isus, ca Isus să le dea celor șapte perioadele bisericii de-a lungul întregului veac evanghelic.
Și oricine are urechi să audă, să primească mesajul adevărului la timpul lor. Acesta a primit binecuvântarea și instrucțiunea sau învățătura Domnului. Dar aceste lente arată că ard. Acest lucru arată că cuvântul lui Dumnezeu este ca o candelă pentru picioarele noastre, care ne conduce. Ceea ce este diferit de fulgerele care ne sparie, sperie lumea și sunt ca niște lumini foarte puternice. Lămpile sunt ceva mai personal și mai liniștit. Studiile noastre din Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi vedem că sunt o mare, este o mare de sticlă. În mintea mea, aceasta îmi sugerează că așa cum curtea templului Solomon exista această mare turnată de metal, reprezintă adevărul, ea era foarte mare și ne arată că cuvântul lui Dumnezeu ne dă destul adevăr pentru noi, oricărui care ne împărtășim de el. O mare de sticlă înseamnă transparență. Cuvântul lui Dumnezeu cunoaște inima și poate separa inima și rinichii. El ne cunoaște chiar intențiile inimii noastre. Deci adevărul este transparent, cuvântul lui Dumnezeu este împrospătător. Ne înviorează. Acum avem cele patru atribute, mai în continuare, pe care le-am discutat astăzi, le-am amintit prin cele patru fețe animale. Am vorbit despre aripi, Vechiul și Noul Testament. Și la sfârșit, versetului 4, când cei 24 de bătrâni își aruncă coroanele, reprezintă că la timpul potrivit, toate profețiile lui Dumnezeu care privesc împărăția lui Dumnezeu vor fi îndeplinite, așa cum a spus el. Toate cele patru atribute ale lui Dumnezeu se armonizează în planul său și ne dăm seama în versetul 14 când știm că într-adevăr, Domnul a creat toate lucrurile. El este unul, este cel dătător de viață și vrea să dea viața tuturor ființelor care au fost făcute. Sper că te-a ajutat, sora Stefania, acest răspuns. Am vrut să întreb dacă toate aceste lucruri au fost înțelese abia odată cu a doua prezență. Deci nu au fost înțelese înainte, în toată istoria bisericii, ci numai acum, la sfârșit. Asta am vrut să subliniez. Mulțumesc! Sister Florina, only 5 minutes. Question. We have Sister Emilia Yechu. Please, go ahead. I just wanted to say to sisters if she can find records from New Brunswick Convention, Brother. Rick explained very nicely all this chapter of Revelation 4, but I'm not sure if it was translated in Polish. So just this reminder, thank you. New Brunswick Convention this year. Scuzați, am spus că fratele Rico a avut despre acest capitol al patrulea și avem de la înregistrarea din Convenția din New Brunswick, din
începutul lunii. Fratele Rick zice că a primit un e-mail înainte de a începe discursul, de a veni la convenție, și era despre îngerii căzuți. Cred că ați avut o discuție aici, fraților, da? Înainte ca eu să vin despre, la discurs despre îngerii căzuți. Da. Da, în timp pauze. Fratele Eliezer n-a fost, zice, cred că a fost în timpul pauzei discuția. Sper că s-a discutat despre asta, dar întrebarea, dacă am înțeles bine, întrebarea a fost dacă pentru îngerii căzuți va fi o răsplată mai mare, dacă se vor căi. Nu știu. Nu știu să fie versete care ne spune despre acest lucru. Dar totuși eu aș sugera că să urmărim principiul scriptural. Dacă ei sau se căiesc de la comportamentul lor greșit, nu vor fi răsplătiți, nu vor primi răsplată. Și Domnul, prin mila sa, le va permite să trăiască în continuare ca îngeri. Și vor trebui să trăiască chiar având rușine neascultării lor. Dar pentru cei care nu se căiesc, îngeri căzuți, noi credem că ei vor fi distruși, bineînțeles. Mulțumim. Sunt de acord cu tine. Da, cei căiți se vor fi vor înapoi în favoare. Sunt încercați. Mulțumim pentru întrebare. N-am știut despre ea. Mai este o întrebare. That any doctrine or teaching can be subjected to the four attributes of God. Despre caracterul lui Dumnezeu și atributele lui, așa cum am învățat, cum ne-a spus Dumnezeu și prin Isaia 8, versetul 20, the Old and the New Testament, care trebuie să fie folosită pentru noi, de către noi, care dovedește această lumină. Mai este o altă doctrină, întrebarea mea este, care este dovedită din aceste patru caracteristici. Da. Da, orice învățătură sau doctrină, sigur trebuie să se armonizeze cu caracterul lui Dumnezeu. Poate nu vedem toate patru atribute în fiecare învățătură, dar ar trebui să vedem că niciuna din aceste atribute nu sunt neglijate sau violate de vreo învățătură. Dacă una nu este arătată, e bine într-o anumită învățătură, dar dacă o încalcă sau violează, nu este în armonie, atunci
aceea, acea învățătură nu o vom considera bună, corectă. Mulțumim, frate Rick. Da. God's providences would not. Domnul, providențele lui Dumnezeu nu vor merge împotriva scopurilor lui Dumnezeu, planului veacurilor. Cum ai spus în alt discurs, providențele lui Dumnezeu sunt în armonie cu atributele lui Dumnezeu. Planul veacurilor, caracterul său, sunt toate împreună. I hope this agrees that it can be helpful to us, especially at this time of the end, when the adversary. Acum, când adversarul este foarte activ și prezintă tot felul de idei pe care nu le We have seen or we have heard several of our brethren as always bringing changes, better light. I hope this indeed is very helpful to us. Sper că e foarte bine pentru noi. Pentru noi fiecare individual. Vă rugăm, cine mai are un comentariu? Acum vom încheia cu rugăciune, dar după aceea. Fratele Rick, dacă mai are, da. Nu mai văd alte comentarii, dar văd că sora Liza așteaptă cu nerăbdare și dacă poate ea să spună. Cred că vreau să mai întâi să ne rugăm și după aceea vom mai discuta ceilalți frați. Ne rugăm.